surprinderi, treceri. Da, și lucrează cu ritm, da, cu nerv, cum se spune? Trecere legată direct, ștalder cu 180 și aici primește bonificație. Și acest element foarte dificil. Ghingă. Încă o desprindere. Și din nou, a treia desprindere. Ștalder înapoi, cu întoarcere 360. Trecere de pe vara de sus, pe vara de jos, înapoi, pe vara de sus. N-a avut acolo stâmp pe mâini și va fi penalizată. Ceva probleme, un pic repetit spre finalul integralului. S-a grăbit așa, s-a... A început să se grăbească și să nu mai termine cum devine elementele. Elementele, da. Greu de crezut că o poate bate pe Nabieva. Să nu uităm totuși că Rusia n-a luat până acum nicio medalie de... Decât una de aur la individual, dar astăzi, în finalele de azi, n-a luat aur. Decât Golotsutkov bronz. Revedem Defu. A cam depărtat în momentul în care s-a dus să prindă bara. Dar este un element valoros, de valoare G. Adică primește 70 pe acel element, pe acel salt, dar mari probleme la coborâre. A ieșit de pe saltea, umărul a fost jos în momentul aterizării. O vor costa toate... Bineînțeles. Acele greșeli, iată, 775 la coborâre sunt penalizări serioase. Da, partea la... a doua exercițiului, da, la paralel. E grăbită și sigur, elementele neterminate în stâmpe mâini, ceea ce o costă foarte mult. Dacă la fiecare element lasă 30, da, din 3 greșeli e un punct. Da. Aproape. Șase, patru, dificultate. 14.175. Locul 4. Zaiți 4. Și acum ultima finalistă. Toată lumea vrea să vadă pe Ben Spiegel. Da. Are un exercițiu foarte frumos. Are